Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Revenind la vacanțe, tu pleci cu avionul, nu? O să fiu și cu avionul un pic și trebuie să fac și niște escale transferuri, deci n-am nicio șansă să ajung cu bagajele. Cred că la prima escală se și pierde. Să fac un rucsac mai serios. Ia și tu o bocceluță. Știi cum se pleca pe vremuri cu ea în spinare? Da. Una de aia mică. Păi îmi fac un rucsac în care pun ce am nevoie și în rest bagaj mai mic și mai cumpăr de acolo. Tricouri, chiloți. Deci relax, doar ești în vacanță. Luca, tu tot cu avionul, nu? Da, și eu sunt un pic stresat de chestia asta cu zborurile care târziu se anulează. Sper să nu fiu în marja aia de ghinion. Vorba lui Dan Petrescu. Da. Acum, noi fiu ăla cu ghinion, că nu se anulează totuși chiar atât de multe zboruri. Da, da, o să mă duc în Grecia cu avionul vara asta. Am luat din februarie, gospodărește cum se face. Ai prins bilet bun. Am prins bilet bun, acum sper să fie până la capăt. Dar anul ăsta, nu știu, parcă față de alți ani, nu s-a așa multe impresii de călătorie. Deși bănuiesc că e foarte multă lume plecată. La mare gol. După păi da, da, se zice că ar fi gol, că e toată lumea în Grecia și în Bulgaria. Aha. Sau în alte destinații de vacanță. Sunați-ne din Grecia și Bulgaria, că avem roaming. Sau dacă ați fost. Sau dacă ați fost, spuneți-ne și nouă ce-i pe acolo, că sincer nu prea știu. Am auzit că s-a mai scumpit, dar nu am informații că ar fi ceva dramatic. Mai ales prin Grecia, că e de mare interes pentru și în Bulgaria. Pentru mulți dintre ascultătorii noștri. Deci dacă ați fost în vacanță deja, că suntem deja la jumătatea verii, deci mulți dintre voi sigur au fost deja în vacanță, spuneți-ne și nouă ce mai e. Ce mai e pe acolo și pe unde ați spus, poate ne mai dați idei, că e multă lume care încă stă. Eu am mulți prieteni care nu s-au hotărât ce să facă vara asta. Așa. Știi? Și poate ne dați idei de vacanțe, pe unde e de mers. 0372069599 e numărul nostru de telefon. Cât o mai fi salata grecească? Știi cum e Big Mac-ul la Mac, care e orientativ la nivel mondial? E hamburgerul, nu Big Mac. Ba, Big Mac-ul e. Nu, hamburgerul. Hamburgerul e? Da, mă rog. Prețul unui hamburger. Așa ar trebui să fie salata grecească pentru vacanțele din fiecare an. Cât e salata grecească? Da, pe unde mergeam eu era vreo 6 euro jumate. Cam așa, mai știu prețul, dar citisem că s-a scumpit gyrosul cu 40%. Ai nebunit? Da. Păi și ce mai mâncăm? Deci care ai fost în vacanță? Să sune-ne și spune-ne pe unde ai fost, ce ai mai văzut, ce ai făcut, ce ai pățit și mai ales cum mai sunt prețurile, dacă mai... Puteți să dați și mesaje audio eventual 0728 3132. Și telefon 0372. S-a scumpit șezlongul și în Grecia. 069599. Dacă șezlongul în Grecia n-a fost niciodată o problemă, chiar sunt curios, dacă da, pe litoral s-a scumpit semnificativ. Da, era undeva la 3 euro, cam așa. De persoană. Da. Și dacă luai două, primești și umbrela. Serios? Da. Cam așa era. Și ți-l lăsa la 5. Setul. Okay. Set, 26 lunguri umbrelă, 5 euro. Hai cu impresii era. Din vacanță. Constat din mesajele primite că pe lângă Grecia, anul ăsta este foarte populară Albania ca destinație. Serios? De câțiva ani încoace a început Albania, fiind și la granița cu Grecia. Da. Adică nu era mult să bage câțiva dai noștri nasul pe acolo să vadă ce e. A tot crescut în popularitate, dar anul ăsta probabil și pentru că e o țară mai săracă și automat prețurile mai mici, pare a fi destul de populară, fiindcă avem multe mesaje de acolo. Uite, de exemplu, zice cineva că a fost în zona orașului Vlore și a făcut expediții și mai în sus spre Dermi. Recomand 15 ore cu mașina, prețuri bune, oameni ospitalieri, condiții foarte bune. Anul trecut am fost în Muntenegru, tot vreo 15 ore. Litoral minunat, orașe vechi superbe. Deci, atât în zona asta, non-euro, probabil e și mai ieftin în Albania. Uniunea Europeană, dacă vrei, dar știi că în Muntenegru moneda oficială este euro. Da? Nu știu. Da. Este moneda oficială, este euro. Stare. Nu sunt au stabilitate. Eurozonă. Da, nu sunt în eurozonă, nu sunt în Uniunea Europeană, dar sunt în NATO. Iar cu Albania sunt păreri împărțite. Acum câțiva da, ani, am prieteni care au fost acum câțiva ani și au venit destul de dezamăgiți. Adică au spus că serviciile sunt mult mai proaste ca în România. Dar poate că s-au mai schimbat. Da, da, e vorba și de prețuri. Pentru că, uite, de exemplu, Gabi din Bacău ne-a scris și are o comparație corectă pentru că a fost 4 zile în Albania și 5 în Grecia, acum. Și zice, în afară de benzină care s-a scumpit la greu peste tot, în Albania e 4-5 euro perechea de șezlonguri cu umbrelă și o masă în 4 cu fructe de mare și bere 30-40 de euro. În Grecia, 70 euro perechea de șezlong cu umbrelă, salata grecească în jur de 7-8 euro, gyros 9 euro, pizza 9-11 euro, o masă pe 4 persoane, tot asta cu fructe de mare, 55-60. Deci cam cu 50% mai, jos. Mai scump decât în Albania, în Grecia. Avem mulți ascultători pe linie, hai că vorbim imediat. Dar eu nu știu de unde a apărut asta,
cu șezlong. Acum nu mai poți să mergi la plajă fără șezlong. Toată copilăria și tinerețea și adolescența și studenția mea am petrecut-o întins pe nisip, pe un cerșaf. Dacă vrei să mergi într-o plajă amenajată și să stai pe șezlong și cu umbrele de aia țeapănă, știi, să nu te duci tu cu cerșaf. Este în primul rând de umbrelă, că nu mai poți să stai la... Te prăjiște soarele în ziua de azi. Bună dimineața, Cristina! Bună! Bună dimineața, bună dimineața! Unde ai fost și ce ai găsit? Am fost și în România și în Bulgaria. Eu am fost mulțumită. Bine, România lasă de dorit din punct de vedere al drumurilor. Am făcut 5 ore de la Sibiu la Pitești. Asta vreau să spun, de la Sibiu. Asta mă gândea că zic, dacă ziceai la mare, nebuneam. Zic, cum n-ai bătut? Da, firar să deci, nu știu, și încoace și încolo am ai prins ceva accident? Se lucrează. Nu, se lucrează, se lucrează. Deci, suntem harnici. Ghilionul meu. Da? La mare, la noi, îți tot adaugă taxă de parcare, taxă de stațiune, taxă de... Deci de la hotelul la care am stat, în Zenul, de la 430, am ajuns la 500 cu toate taxele, dar avea parcare. Prețurile mie mi s-au părut ok pentru că mâncam la împinge tava și nu plăteam mai mult de 150-200 maxim dacă ne întindeam cu deserturi, cu bere, vin pe opulență, cum ar veni. Exact, exact, cu trei feluri, dar în rest mai mult de 150 nu am plătit, doi adulți, doi copii. Și dacă cumpăram șezlongul de la recepție de la hotel era 15 lei. Deci era bine. Și în Bulgaria? În Bulgaria am fost la Balcic, a fost jumate prețul la hotel și aveam și piscină față de România și aveam și apartament, aici am avut garsonieră, totul era inclus, deci parcarea, taxa în prețul hotelului, nu am mai plătit nimic altceva. Până în Balcic, și plăteam la până în Balcic, Balcic, în partea aia sunt, înțeleg, niște locuri foarte, foarte mișto, nu chiar atât de cunoscute, plaje foarte frumoase și prețuri foarte bune. Foarte curat, mi s-a părut unde am mers și parcă, nu știu, vedea un... aveai unde să te plimbi, aveai ce să faci. Mi s-a părut că în România, aici era, am făcut o plimbare până în Mangalia, pe jos, țigănie, deci nu au deloc grijă, a ieșit din hotel, muzică peste tot, destul de, nu contează acum preferințele muzicale. Nu ai un teatru să mergi, nu este deloc, nu știu, să ai niște excursii cu tur ghidat în Constanța, la Adam Clisi, ne-am vizitat și Adam Clisi când am venit. Deci partea de entertainment lipsește cu desăvârșire. Și uite, e nevoie de ea. Mulțumim, Cristina, pentru telefon și pentru mesaj. Ionuț, bună dimineața! Bună, Ionuț! Bună dimineața, băieți! Tu unde ai fost? Eu am fost în Turcia, iar turoperatorul a fost soția, s-a ocupat de absolut tot. Ea a făcut rezervare, drum cu escală, am fost cu mașina, țin să precizez, cu escală, condus 9 ore, s-a ocupat de absolut tot. Plecarea a fost foarte ok, foarte ok. Am mers foarte bine, am ajuns unde trebuia, fără absolut nicio problemă, totul foarte ok, am mâncat foarte bine, că toți sunteți voi cu mâncarea, ceea ce n-am crezut că se poate vis-a-vis de ce să mănâncă turcește în București. Nu are nicio legătură și vai de capul meu, mâncarea în Turcia este... Da, multe. Până unde te-ai dus cu mașina? Până unde te-ai dus cu mașina? Nu știu să vă zic că ar trebui să vorbesc cu soția. Știu doar că am condus 9 ore, dar n-am intrat prin Istanbul. Au făcut turci o autostradă 07, habar n-am cum zic ei. Am trecut la vreo 60 de kilometri de Istanbul. Nu s-a oprit roata sub 90 de kilometri la oră, nici măcar 2 minute. Bun. Deci am citit că toată lumea se plângea de Istanbul, că dacă vrei să mergi la Antalya, stai foarte mult la Istanbul. Dar n-am avut absolut nicio chestie. În prima paranteză, escală... paranteză, stai puțin. Întrebare. Pe mesaj, pe WhatsApp, 0728-3132. Mai există vreo capitală în Europa, punem Uniunea Europeană, dar și Europa, vreo capitală care să nu aibă o centură ocolitoare cu măcar două benzi la nivel de autostradă? Da. Zic și eu, în afară, adică știm Bucureștiul, punem... Păi cineva care să fie, care să nu aibă, să fie atât de pârlit ca Bucureștiul. Să nu spuneți Sofia că Sofia s-a rezolvat. Mulțumim tare mult, Ionuț. Nu mai avem foarte, foarte mult timp. Violeta, bună dimineața!
Bună dimineața, băieți. Bună. Mă bucur mult. Bună. Eu anul ăsta am fost în Grecia, în Vorvoru. Stai încet. Zine ce mai e la Vorvoru. Ce mai e prin... Întreabă... Bă, eu am fost pentru prima oară anul trecut. Anul ăsta m-am reîntors. Este superb. Prețurile nu au crescut foarte mult. În comparație, un gyros anul trecut era 5 euro, acum e 6,5. Mâncarea super, deci pregătită extraordinar de repede, deci mergeam 6 persoane și în 10 minute mâncam nu știu câte feluri de mâncare, deci mi s-a părut extraordinar. Indiferent unde am fost, în maxim 10 minute mâncam. Deci, nu știu cum făceau, nu știu, era extraordinar. Bine, hai să nu intrăm în detalii, că mai avem... Vă mulțumim frumos că am primit foarte mult. Oamenii minunați, deci drumul ok, la vama am trecut fulger, deci mergeți la în Grecia. Apropo, anul trecut am... Spuneți. La ce oră ai ajuns în vamă? Și ai trecut repede, da. Dimineață. La Grecia am fost la 12. Oh, și ai trecut bine, bravo. Da. Da, foarte bine. Anul trecut am câștigat o excursie la voi, de la voi, în Capa Aurora, în România. Nu mai fusesem de 17 ani la mare, dar credeți-mă, am jurat că nu mai ajung la noi. Este urât ce spun, dar niște condiții groaznice. Groaznice. Știi că intențiile noastre au fost da, cele mai noi n-am bune. Vrut să te supărăm, Viola. Nu, voi ați fost minunați. Minunați ați fost și a fost pentru mine așa un premiu extraordinar. Mulțumim mult. Violeta. Și vreau să le mulțumesc tuturor ascultătorilor noștri care au trimis, e plină tableta de mesaje. Băi nene, cu Mercurial în toată regula. Deci sunt prețuri în detaliu în fiecare stațiune, practic din, în fiecare locație importantă din Grecia. Ai ceva am acum prețuri pe Halkidiki, ai ceva până avem deoparte. Pe tot, pe tot. Și ideea e că în linii mari, așa vă spun, că n-avem timp evident să le parcurgem pe toate, că oamenii spun că au crescut cam cu 20% prețurile la mâncare și alte umbrele și băuturi. Cam asta este concluzia, că v-am zis, n-avem ce să vă spun, că în Lefkada e 4,50 o bere, o salată. Stai să mai vorbim, uite, hai să vedem unde a fost și Lidia. Lidia, bună dimineața! Lidia, bună dimineața, domnilor! Bună, am fost doamne. În Grecia, asta. Am fost cu mașina, am condus 12 ore, la Paralia Skotinas se numește. Este o locație mai mică, mai pentru persoane cu familii, cu copii, de exemplu, pentru că există plajă cu nisip, cu intrare lentă în mare. Uh-huh. Există și locuri cu șezlonguri, unde nu se plătește șezlongul, e o consumație, dacă dorești, de 3 euro. Da. Și poți să stai toată ziua acolo. Am fost, e adevărat, la sfârșitul lui mai, când timpul este foarte bun, nu e prea cald, nu e prea rece, e numai bine, apa super bună. De mâncat se mănâncă foarte bine și acolo. E un mic hotel, se numește Pieria Studios, foarte curat, așternuturile se schimbă la 3 zile cu tot ce trebuie, iar alături... Exact ce trebuie. Un sătuc Pantelimonas. Pantelimonas. Dar unde este? Mai spuneți este o dată. Cum cobori de la Paralia Caterinii spre Atena, da? Cam la 30 de kilometri de Paralia Caterinii. Am înțeles. Mulțumim frumos și pentru... Și se pot face excursii, dar mâncarea la Pantelimonas e un sătuc din ăla unde seara se mănâncă la opaiți cu mâncare de aia grecească super bună, foarte frumos. Mamă, ce-mi plac locațiile astea în Grecia, da. Asta e fan. Cred că de-aia ne și place nouă românilor atât de mult să mergem acolo, că ne simțim ca la noi în Evul Mediu. Da, cred că e bine să ne oprim. Mulțumim pentru toate detaliile astea și dacă urmează să plecați în vacanță, distracție plăcută. Stai-mă puțin, la munte, n-auzi că se mânca la opaiți. Adică nu e Caterin, că ei sunt dai noștri ortodoxi și sunt multe datine. Românii vor să mănânce la opaiți, adică e plăcerea, își caută. Da, e, cumva te simți că am trecut acasă. Tu ce ai mâncat la opaiți? O ciorbă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.